Vă spun bun venit la o nouă apologie. Majoritatea dintre dumneavoastră care urmăriți canalul acesta știți că Biserica Harvest a fost pe radarul meu teologic datorită influenței mari pe care această biserică o are în alte biserici prin slujitorii care sunt branșați la Biserica Harvest și slujitorii de acolo. Problema este că, în multe situații, membrii bisericilor. Nu știu exact despre ce este vorba, și scopul meu a fost, și în special în clipul acesta, scopul meu nu este să fac uh, o dezbatere teologică sau chiar să prezint o altă perspectivă teologică referitoare la subiectul în cauză, și anume uh, influența duhurilor rele, ci mai degrabă să trag un semnal de alarmă. Uh, este treaba fiecăruia dintre dumneavoastră dacă ajunge clipul acesta la dumneavoastră și aveți cumva contact cu astfel de biserici sau cu slujitori care au legături cu biserica Harvard și slujitorii de acolo. Este treaba dumneavoastră, responsabilitatea dumneavoastră, odată ce sunteți informați, să luați deciziile care trebuie luate. Mă întreb însă dacă toți cei care uh, au anumite legături cu Biserica Harvard sau slujitorii de acolo știu direcția carismatică pe care această biserică a luat-o de o bucată de vreme, specific în privința uh, duhurilor rele. Aș vrea să spun din. Uh, capul locului. Eu cred că există oameni posedați, oameni influențați de duhuri rele. Credem că există activitate demonică, deci nu pune nimeni sub semnul întrebării lucrul acesta. Diavolul nu a dispărut și nici duhurile rele. În același timp, există lucruri bune, adevărate, corecte, importante pe care fratele Cristian Barbosu le spune în predica asta. Deci fără doar și poate. Dar vedeți, tocmai asta este problema. Când neghina este strecurată împreună cu grâu. De asemenea, menționez că eu nu cred că Dumnealui este rău intenționat în lucrurile pe care le spune, cred că el a studiat subiectul, ca unul care vin din zona, exact din zona pe care el o reprezintă acum, și care am citit masiv pe subiectul ăsta și am fost interesat de subiectul ăsta și am fost implicat în uh, anumite activități. Uh, M-am simțit impulsionat, deși știind anumite lucruri despre starea de sănătate a Dumnealui am considerat inoportun să mai interacționez în vreun fel cu materialele pe care ei le produc acolo, am simțit impulsionat de data asta cel puțin să fac o sesizare, dacă uh, un dialog teologic uh, nu se poate. Aș vrea să vă dau câteva secțiuni din predica aceasta și puțin să vă arăt cam despre ce este vorba. Din nou, cât îmi stă în putință, uh, poate o să fac anumite provocări teologice, doctrinare la un moment dat, exegetice, dar nu vreau să fie o analiză obișnuită, ci vreau să înțelegeți care este direcția carismatică pe care o ia biserica aceasta. Există mai multe tipuri de carismatic, dar există un tip de carismatic care nu este așa de fascinat cu vindecările, cu vorbirea în limbi, cu prorociile, ci cu scoaterea de duhuri. Este un val carismatic care merge pe nișa aceasta. Exact despre asta vorbim aici. Despre. Vindecări prin eliberări. Chiar este o carte, dacă nu mă înșel, Vindecare prin eliberare. Oricum, haideți să ascultăm, să vedem despre ce este vorba. Doar să vedeți câteva secțiuni, să vedeți cam, cam în ce direcție se duc lucrurile, ok? Bun, dar, dar cum poți să știi că în spatele unor oameni sau situații sunt duhuri? Hai să-ți dau câteva indicii. Trei categorii, generale, specifice și concrete. Indicii generale. Poate să fie anumite stări de opresie, de depresie, de obsesie prelungite. Indiferent ce ai făcut, nu poți să scapi de ele. Bol de care nu scapi. Stări ale sufletului, ale minții, ale trupului care te neliniștesc. Stări mai apoi îndelungate de sărăcie, de blocaj, parcă te simți blocat, indiferent ce vrei să faci pe orice latură, de confuzie. Nu, no. spune multe alte lucruri. Toți vă încădrați aici. Deci toți aveți duhuri. Ăsta este carismatismul. Toți aveți duhuri. Da? Deci, dacă asculti sărăcie, boală, asta este teologie carismatică. Dumnealui, oricât ar încerca și încearcă de-a lungul predicii să se separe de anumite grupuri excentrice și bine face, slavă Domnului. Dar este exact, în majoritatea oamenilor nu vor putea să facă separare, separările respective, care sunt pur artificiale. Definițiile pe care el le prezintă. Și uh, Duhurile care ar putea să stea în spatele situațiilor prezentate de dumnealui, ar trebui să fie peste tot în viața noastră. Deci e plin de duhuri. Dar, ascult. din nou, nu recomand nimănui să asculte predica, predica, nici să creadă lucrurile care sunt spuse acolo, dar conform predicii respective și uh, circunstanțelor prezentate de dumnealui, în spatele cărora s-ar putea afla duhuri, atunci toată lumea are duhuri. Inclusiv dumnealui. Toți au duhuri, fără excepție. Altă secțiune. Fii atenți ce se întâmplă în zilele noastre. Probabil că biserica care are cea mai mare experiență în exorcizări, că așa se numește practica de eliberare în anumite cercuri religioase, este biserica catolică. Acum este adevărat că noi avem... Deci mențiunea asta acum e puțin să mai îndulcească. ...convingeri diferite față de credincioși și catolici, dar avem și multe convingeri comune. Ei, pe tema asta, în 2018, Biserica Catolică a declarat Ceea ce noi în biserica noastră am constatat de trei ani, dacă vă uitați pe valorile noastre, mereu apare o creștere intensă în cazurile demonice. De atunci ei și-au murit numărul preoților, fiindcă la ei nu oricine face eliberări, ci doar preoți care sunt special ordinați în exorcizare și-au un oarecare argument în treaba asta, să știți și-au mărit numele, și-au făcut numărul, și-au făcut școli speciale pentru pregătirea acestor oameni. De ce? Fiindcă avem și un răspuns în scripturi În... Imediat vedem răspunsul din Scriptură, dar vedeți, Biserica Catolică este acum... Deci imaginați-vă că reformatorii pe care oricum fratele Cristian Barbosu îi respectă foarte, Barbosu, foarte puțin, foarte puțin, are o apreciere uh, extrem de limitată și slabă față de ei. Imaginați-vă că ei ar, fi, arauzi auzi asemenea lucruri. După 500 de ani de la reformă, de la extragerea noastră din această biserică idolatră care neagă pe fața Evanghelia, noi venim și spunem că ăștia ne pot învăța cel mai mult. Preoții care angajarea unui număr suplimentar de profesioniști exorcizatori, ăștia ne învață exact cum lucrează Duhul, ăștia stop, tată ăștia care neagă mântuirea numai prin credință, numai prin Hristos, numai prin Har, ăștia care au anatemizat doctrina justificării numai prin credință, aveam noi așa anumite diferențe, spune Dumnealui. Nu! Nu, ei sunt o biserică apostată, sunt credincioși acolo, dar puțin. Ei sunt o biserică apostată, ăsta este adevărul. Vedeți unde, în momentul în care intra pe panta asta carismatică, se vor modifica foarte multe lucruri. Fiți atenți la ce vă spun aici. Dacă uitați orice, țineți ochii deschiși, urechile deschise și veți vedea cât de multe lucruri se modifică în teologia dumnealui și în teologia tuturor acelora care intră pe panta asta. Se modifică extraordinar de multe lucruri. Și ascultați, zice, hai să vedeți și un text din Biblie, justificare pentru lucrul acesta. Tim Timotei 4, versetul 1, dar Duhul spune l murit. <laughs> adică e clar că în vremurile din urmă, unii se vor lepăta de credință, ca să facă ce? Să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Da, textul nu are nicio treabă cu asta. Spune ei opresc căstoria și întrebuințarea bucatelor și așa mai departe. N-are absolut nicio treabă. N-are nicio treabă cu posesiile demonice, n-are nicio treabă cu alegerea de exorcizator, de deschiderea de școli, de vindecare sau de eliberare, n-are absolut nicio legătură. Acolo textul vorbește despre oameni care vin și aduc învățături ale dracilor. În contextul respectiv era vorba despre ascetism. Nici o legătură n-are, dar mergem mai departe. Că, cum am zis, nu vrem să stăm prea mult pe, um, pe detalii din astea. Ok, următorul clip. De aceea noi recomandăm <coughs> sfințirea casei. Adică atunci când te muți într-o casă nouă, te duci în chirie, te duci la un nou birou, construiești ceva, roagă-te lui Dumnezeu să curățească locul respectiv. Roagă-te lui Dumnezeu să-l pună deoparte. Tu nu știi ce a fost acolo, cine o locuit, ce s-a întâmplat pe acel teren. De ce? Fiindcă există locuri pângărite, Levitic 18, că și toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta, spune Moise, țării Cananului, Oamenii care au fost înaintea voastră în ea, astfel țara a fost pângărită. Bine, textul ăla nu spune absolut nimic ca de ducurile, dar mergem mai departe, ca să vedem esența. Unii dintre voi vă aduceți aminte că noi am preluat discoteca Viva, clubul de noapte, da, și în oraș, am făcut biserică din el, înainte de a avea clădirea asta. Păi gândiți-vă, când am ajuns acolo, ne-am bucurat că avem un spațiu în centru Aradului, frumos, mare, dar știți ce a fost acolo? N-am mutat un obiect, n-am șters un fir de praf până ce n-am intrat cu prezbiterii și începând cu fiecare încăpere și centimetru pătrat ne-am dus și am cerut sângele lui Hristos să vină să curățească, să elibereze, să alunge. Fică dintr-o oază a păcatului am făcut o oază a binecuvântării. Deci nu există, fraților, nicăieri în Biblie locuri posedate. Nu există. Centimetri pătrați, posedați de duhuri rele și nu există în Biblie curățirea prin sângele lui Hristos a locurilor, a încăperilor, a centimetrilor pătrați, cum este acolo. De ce să-i carismatism pe steroizi? Asta este, din nou. Doar, nu intru pe texte, doar spun, nu există așa ceva în Biblie. Nu există, căutați că nu există. Nu găsiți pe nimeni în Biblie, în tot Noul Testament. Vreau poruncă, vreun exemplu, vreun indiciu, vreo implicație, vreo deducție din care tu să înțelegi că ar trebui să sfințești case sau să chem pe anumiți oameni care se exorcizeze fiecare centimetru pătrat, fiecare colțișor, fiecare cameră și așa mai departe. Nu există. Deci am intrat într-o zonă, vă spun, extraordinar de periculoasă. Foarte periculoasă. Ascultați-mă, în loc să liniștească uh, lucrurile și inimile, oasele de teologie, va aduce mai multă tulburare. Și ei după aceea vor spune, vezi, după ce am predicat-o, au o venit-o mai mulți oameni. Da, pentru că asta face, asta provoci. Voi provocați lucrurile acestea și apoi aveți de lucru. Și apoi inventați exorcizatori, inventați școli de eliberare și vedeți necesare cursuri și uh, predici și seminarii și veți vedea unde se vor duce lucrurile. Cei care sunteți în bisericile Harvest, în care fratele Barboso are influență, veți vedea în următorul timp ce se va întâmpla, dacă ce spuneau acum nu este adevărat. Nu pentru că prorocesc, ci pentru că am văzut lucrul să întâmplându-se de mai multe ori în biserici evanghelice, nu pentecostale, nu carismatice. Părerea mea este că majoritatea, pen, majoritatea nu toți, pentecostalilor se vor delimita de ce este aici. Ci vrășmașul meu și al tău chiar și dacă tu ești creștin. Fiindcă sunt unii care învață că după convertire, diavolul și duhurile nu mai au niciun efect asupra credinciosului. Vă solicit, ascultați-mă, sunt unii care învață că după convertire, diavolul și duhurile nu mai au niciun efect asupra credinciosului. Cer public acum, fratelui Barbosu, tuturor fraților din Harvest, la toți, absolut toată lumea, dați-mi Frații, ia să-i văd și eu. Când eu n-am auzit în viața mea, n-am citit pe nimeni. Da? El face probabil referire la cesaționist, că spune că și el a fost o perioadă așa, în contextul asta se referă. Dați-mi și să-i văd și eu pe care spun că au dispărut duhurile, domnule, nu mai există, el nu mai lucrează, el nu mai activează. Da? Oameni relevanți. Nu vorbim de. găsești o carte a unui ciudat, pe care nu, o carte pe care nu a citit-o nimeni, da? Și spui, uite, am găsit eu un ciudat undeva care a zis așa ceva. Nu. Tăm pe cineva cunoscut, influent, cât de cât, un cesaționist. Da? că probabil la ei vă referiți, care spune lucrul ăsta. Vreau și eu să, da, să nu facem... Nu, este o caricaturizare, este un om de paie. Că sunt ăia care spun că nu mai, au, nu mai are satana și duhurile rele efectează prea credincioși. Da, bă, au ce prostii cred ăia, Cum să crezi așa ceva, mai? Că noi știm că nu e adevărat. Nu crede nimeni asta. Mă înțelegeți? Asta am crezut și eu, ani de zile. Eu nu cred că barbu, fratele Barbosu a crezut ani de zile că satana și duhurile rele nu au niciun efect asupra credinciosului. A crezut probabil că ei nu pot fi posedați. Ai cu totul altceva. Demonizația este cu totul altceva. Dar nu că nu are niciun efect, da? Trebuie să fim atenți la nuanțe și la exprimări pentru că acestea generează o gândire. Generalizările astea nu sunt inutile. Ele, gener, ele generează un mod de a gândi. Sunt unii acolo care cred că cum zic, exact e același lucru cu ceea ce ne imputau nouă pendicostale la un moment dat, că noi nu credem în Duhul Sfânt da? sau noi nu credem în botezul cu Duhul Sfânt sau noi nu credem în minuni. Exact aceeași chestie, pentru că se folosesc formulări din astea generale, dar foarte periculoase și dăunătoare. Și astăzi recunosc că e greșit. Observați în text. Apostolul Pavel se adresează fraților, credincioșilor și le spune că ei nu ne necredincioși și ei trebuie să se îmbrace cu armura lui Dumnezeu. n are nicio treabă cu duhurile rele, cu exorcizări. Absolut nicio legătură nu are. Absolut niciuna. Da. Ok, haideți să vedem. Ci vrășmașul meu și al tău, chiar și dacă tu ești creștin. Fiindcă sunt unii care putea ca în spatele acelei întărituri să fie duhuri oameni care au cedat teritorii celui rău, Roman 6 spune așa, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi acelui de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Vedeți, păcat care duce la moarte, ascultare care duce la neprihănire. Textul nu spune nimic de ducuri. Textul nu vorbește despre creștini care deschid ușa diavolului. Textul nu vorbește despre creștini demonizați sau care pot fi posedați. Nu vorbește despre așa ceva. Fratele o argumentează în predica lui că există așa ceva. Dar textul nu vorbește despre asta, doar atât zic. Lipsește cu desăvârșire din text duhurile rele și a te da rob diavolului. Cu desăvârșire. Trebuie să faci niște scamatorii hermeneutice, să spui te-ai dat rob păcatului, prin păcate ai dat rob diavolului implicit, ajungi la influență, la demonizare, la posesie și așa mai departe. Dar nu poți construi pe text exegetic, hermeneutic, așa ceva. poți. Observați, Pavel scrie din nou credincioșilor. Credinciosul mm. poate să ajungă din nou în robie, nu doar păcătuind, ci să ajungă stăpânit, da? că asta e robie, da? atunci când cedează anumite teritorii. Nu spune Biblia așa ceva, că cedează teritorii satanii sau... Biblia nu spune așa ceva, da, poți să trăiești în păcat, din, prin neveghere și neascultare și așa mai departe, dar nu spune Biblia Așa ceva bun. Patru consecințele păcatelor generaționale, adică pă Asta e carismatism. Deci ascultați-mă, ăsta este carismatism. Toți oamenii cred în consecințe generaționale. Nu există om care zică că nu există consecințe de generație. De exemplu, dacă ai fost un drogat sau un preacurvar sau în fine, sau femei care au trăit într-o de păcate din astea, corpul ei în timp ce a fost însărcinată, va, prin legătura care este stabilită cu sarcina, va avea o influență asupra sarcinii respective. Acolo nu sunt duhuri rele, da? Ci sunt niște consecințe. Toată lumea crede în așa ceva. Dar vreau să vă uitați aici sus. Uși prin care oamenii îi dau drept celui rău. Atenție! Dumnealui spune consecințele păcatului, dar titlul secțiunii este Uși prin care oamenii dau drept celui rău. Noi toți credem în consecințe ale păcatului chiar și către copiii noștri. În timp ce noi suntem în viață, poate chiar și după aceea, prin influență, prin câți multe modalități. Da? Dar aici vorbim de păcate generaționale care deschid porți diavolului. Păcatea călor consecințe, ne spune Scriptura, se pot transmite până în a treia, patra generație și asta e o avertizare dată părinților. Nu-i despre duhuri. Tu poate că scapi tu, părinte, să nu te pochești de păcatele tale, dar hei, de ce pui la risc viața copiilor tăi? Fiindcă în Biblie, atenție, avem 56 de instanțe menționate hmm. în Scripturi. O bună parte din ele cu credincioși din poporul Israel, oameni aflați în legământul lui Dumnezeu, care au plătit din cauza păcatelor părinților lor, care și erau tot evrei, tot în legământ cu Dumnezeu. Păi, nu o zis Iisus? Ba da, Iisus a avut un moment în care, la un moment dat, de, de un om bolnav și vin ucenicii și îl întreabă, Doamne, cine-a păcătuit? Atenție, Iisus nu neagă nu anulează această învățătură. Adică transmiterea generațională sau deschiderea porților către duhuri rele prin păcate generaționale. Ci doar explică că în acel caz, acea boală n-a fost cauzată de vreun păcat a lui sau un păcat în viața părinților, ci a fost o boală cu un scop pentru gloria lui Dumnezeu. A, da, țineți minte, asta este o distinctivă a învățăturii carismatice. 4. Consecințele păcatelor generaționale, adică păcatea că. Okay. călor... Mm, așa. Că cea mai mare greșeală, numesc cărțile de specialitate, îi să te ocupi de demon și nu de dreptul de rădăcina problemei, să faci liberări fără pocăință. Și asta o vezi mai ales la agitatorii de duhuri. Ăștia care vin și dau pe spate rânduri întregi. Deci, fiți atenți, numește agitatori de duhuri, care dau pe spaturi rânduri întregi, aparent în vorbește negativ despre ei, nu? Eu așa înțeleg inițial, dar ascultați până la capăt. Ăștia nici măcar nu-i cunosc pe oamenii n-au de unde să știe care-i rădăcina, care-i problema, care-i pocăința, să facă un follow-up, să vadă despre ce e vorba. Nu zic că nu eliberează! Nu... Opa! Agitatori de duhuri care dau rânduri de oameni pe spate și apoi zice, nu zic că nu eliberează. Nu, nu zici că nu eliberează, pe păi ce fac? Liberează, nu vreau să contest treburile alea Să prea poate să-i libereze Dar eu știu ce se întâmplă după cu... Ce v-am spus Când deschizi poarta Acestei teologii Vă spun din experiență Este foarte greu Să mai ieși de acolo Când ne deschizi deschis poarta acestei teologii Se deschide poarta spre o grămadă de lucruri Eu vă mărturisesc Ceea ce m-a salvat pe mine Că nu am fost băgat chiar atât de adânc ca să lămurești și lucrul ăsta. Dar am fost în mediul ăla. Ceea ce m-a salvat pe mine este calvinismul. Sigur, e frumos să spui Dumnezeu m-a salvat. Dumnezeu m-a salvat cu teologia calvinistă. O încredere de neclintit pe care Dumnezeu mi-a dat-o în suveranitatea lui. O învățătură serioasă despre pocăință, despre sfințire, metodele Harului și așa mai departe. Când mi-am dat seama că aceste învățături fundamentale ale mele sunt atacate, am încercat să văd care este sursa. Și sursa era această învățătură ria stricată despre activitatea duhurilor rele. Cunosc atâția oameni care au fost în astfel de situații, mai ales din mediile carismatice. a dimineața m-am rugat cu cineva exact pe tema asta. Devin mai rau decât înainte. Pentru că o eliberat, dar nu, scos rădăcina, nu umplut casa. Observați, deci, învață că nu doar catolicii, toți ește carismatici, toți agitatorii de duhuri, ei fac eliberări adevărate, domnule, fac eliberări adevărate, dar uite, acum vine fratele Barbosu cu echipa lui și fac treaba completă, da? da? De parcă tu nu știai că trebuie să te pocăiești și să crezi în domnul. Cum s-au ajuns la asemenea aberații, asemenea aberații pe care și Dumnealui le condamnă? Ca să face eliberări și să spui că face eliberări și oamenii să nu se pochească să nu creadă în Domnul Isus. Cum s-a ajuns la asemenea absurdități? Incredibil așa ceva. Dacă ești botezat și trăiești în păcat, nu luăm de râdere excluderea. Fi... Fiți atenți, altă învățătură afectată. Vă spun, v-aș putea lua din predica asta 20 de lucruri. Care sunt fundamental regândite, redefinite, sucite, texte pervertite, datorită faptului că a acceptat învățătura asta rea despre exorcizare. Asta se întâmplă. Este inevitabil. Începe să-ți să, -ți, să -ți otrăvească toată teologia. Vă avertizez. Fiți conștienți la ce biserici vă duceți. Fiți conștienți cu cine vă asociați. Fiți conștienți la ce seminarii vă duceți. Unii dintre voi ați fost pe acolo. Vă atrage cu muzică. Vă atrage cu nu știu ce seminarii interesante. Mă tem că unii dintre voi nu vă veți opri acolo. Mă tem că dacă continui să trăiești în păcat, biserica e obligată să te excludă. Nu, excludeți-mă! Nu! Fiindcă excluderea, 1 Corinteni 5 ne spune că e darea pe mâna satanei, adică te scode sub protecția lui Dumnezeu din biserică și te lasă în teritoriul lui și nu vrei să ajungi acolo. Păi dacă nu-mi convine, eu mă retrag din biserică. Ai grijă ce vorbești. Nu ieși de sub autoritatea bisericii eu vă spun deschis, de acord ca principiu cu ce spune dumnealui, dar în contextul ăsta este, poate fi o mare manipulare. Dumnealui a plecat dintr-o biserică, nu? Sau din două. Maranata, după aceea Metanoia, Arad. Au plecat mulți care s-au mutat de la Maranata, acolo, după aceea la biserica aceea. Au plecat din multe biserici și au venit, au venit mulți în biserica Harvest acum. Au ieșit din sub autoritatea bisericii. Nu vreți să facem liste acum pe internet, nu-i așa, frate? Uh, unii dintre ei n-au ieșit în condiții bune. I-ați exorcizat, i-au dat bisericile acelea pe mâna diavolului și voi ați scos de... Că bisericile au făcut bine, ca asta spuneți acum. Că e bine, nu? Că bisericile fac lucrul ăsta, nu te juca cu asta. Ați scos duhurile alea care au venit peste ei, fiindcă au fost dați afară din biserică. Cum afectează asta? Vedeți membralitatea, eclesiologia, excluderea din biserică, disciplinarea, învățătura asta despre duhurile rele, cum afectează, cum invandează absolut totul. Da? Pentru mine asta este, este o manipulare. Este o manipulare. Deși, repet, eu sunt de acord cu faptul că nu este un lucru ușor să părăsești biserica. Dar vezi, ameninți cu faptul că pune satana în mâna pe tine. Dacă pleci din biserică. Dacă nu-ți mai convine și te duci. Foarte problematic. Sunt așa de multe nuanțe care trebuiau făcute aici. Pentru că în realitate sunt de acord, cum am spus deja, cu ideea principală. Dar sunt atâtea nuanțe care trebuiau făcute încât fără ele învățătura este una rea, stricată, foarte rea. Și acum vreau să închei cu o secțiune uh, interesantă cu care sunt de acord în mare parte uh, și o pun pentru că este relevantă pentru subiectul ăsta și vreau să fiu cinstit să arăt și o parte considerabilă bună în avertizările pe care le-a făcut fie că e clar văzător, mediu, vrăjitor, feriți-vă de ei, Dumnezeu a interzis cu categoric ghicirea viitorului. Da, într-adevăr, Biblia vorbește despre oameni care au darul prorociei. Nu negăm. Dar oamenii aceștia sunt rari. Ăștia nu se lasă căutați de oameni să le ghicească viitorul, fiindcă ei cunosc scripturile. Mare atenție! Spune vremurile din urmă se ridică mulți proroci mincinoși, nu puțin, mulți! Dintre voi, spune apostolul. Un alt semn concret, fii atent, e vorbirea în alte limbi. Cunoscute sau necunoscute? Eu n-am întâlnit personal astfel de cazuri, dar cunosc lucrători în care persoana aia care avea o problemă a început să le vorbească într-o altă limbă cunoscută, deși tu știai că la nu știe limba aia. Sau într-o felul de alte limbi. Aici, iarăși, nu vreau să neg darul vorbirii în limbi, dar atenție, atenție, darul vorbirii în limbi este adesea neînțeles și abuzat și unor poate fi periculos. Am avut câteva cazuri în care credincioșii au primit duhuri când au ajuns în acele întâlniri de stăruință sau în show de vindecare și eliberare între oameni care zic că alungă duhurile când de fapt ei le agită. Și nu vreau să generalizez, fiindcă cunosc și am prieteni credincioși carismatici și pentecostali care sunt foarte bine fundamentați biblic și echilibrați teologic. Dar în astfel de întâlniri, unde nu există limite biblice, unde nu există o supraveghere a unei autorități bisericești, unde credincioșii invocă tot felul, ajung să cadă în transe, atenție, durile, abia așteaptă ca tu să-ți golești mintea. Scriptura nu vorbește niciodată de golirea minții, ci de noirea minții. nu de joacă. Și încă două semne clar. Corect. Aș vrea să închei cu această lămurire, de fapt oricât de lămurire aș face, oamenii care vor să înțeleagă prost, vor înțelege prost, um, dar puțini oameni care nu înțeleg lucrurile bine vor fi treziți și asta este nădejdea mea și pentru ei am făcut clipul acesta. Vreau să conștientizați care este direcția pe care a luat o luat biserica Harvest de o bună bucată de vreme. Să fiți atenți la anumite organizații cu care ei lucrează, de exemplu cum e LLU, care este o organizație super carismatică, cu foarte multe ciudățenii, nu doar astea care sunt strecurate în predica asta, eu am indicat doar vreo 6-7 dintre ele. Nu sunt împotriva consilierii, nu sunt împotriva uh, uh, lucrării pastorale, nu sunt împotriva eliberării oamenilor, uh, nu spun că nu există minuni și vindecări, nu spun că oamenii nu au probleme cu duhurile rele, nu asta spun. Deci nu asta spun. Dar spun că, per total, învățătura care este dată aici este o învățătură periculoasă și nu este biblică. Deci nu este biblică. Vreau să închei cu această provocare. Căutați-mă în Biblie un singur păstor, un singur slujitor, un singur plantator de biserică, căruia să îi se dea exemple, să îi se dea porunci, să i se lase de înțeles că trebuie să facă această lucrare de exorcizare. Dați-mi din Biblie unde sunt sutele de detalii care sunt date în predica aceasta, și care nu se găsesc nicăieri în Noua Testament. Nicăieri, pur și simplu. Uitați-vă la toate textele care vorbesc despre lupta credinciosului cu duhurile necurate. Deci vă dau puțină temă acasă. Și să vedeți că nicăieri nu i se spune credinciosului să proclame împotriva duhurilor, să se elibereze pe sine de duhuri, să rupă legături generaționale sau legături cu duhurile rele să închidă porțile sufletului, să le deschidă, să-și curățească casa prin sângele Domnului Iisus sau practicile acestea. Înțelegeți dumneavoastră, una e să crezi că un om poate să fie influențat sau chiar posedat de ducurile, un om necredincios posedat și alta este să promovezi toată învățătura asta cu bogăția asta negativă despre durele și exorcizare și așa mai departe. Eu consider că în ce mă privește mi-am făcut partea, nu intenționez să port un dialog pe subiectul acesta, domnul Cumila.